Despre ei putem afirma cu certitudine că sunt unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. Și nu doar de la noi, dar și de peste Prut. Și pentru că ne e tare, tare drag de ei, astăzi sunt în legătură directă cu noi. Recent au lansat și ei un videoclip despre ce este el. De fapt, despre melodia și despre... Dar oare chiar dragostea așa e o iluzie? Siana, Radu, salutare! Chiar așa e? Dragostea apare și dispare? E o iluzie sau totuși e reală că privindu-vă la voi și familia voastră, zic, mamă, cu trei copii frumoși, dragoste mai adevărată ca la voi, nu știu dacă există. Salutare! Te salutăm, Elu, te pupăm de aici, de la București, direct din studioul nostru. Bună tuturor, da. E cumva o iluzie și nu prea dragoste, știi, depinde cum o iei, dar cred că dacă o pierzi, e o iluzie, dacă știi să o păstrezi, nu? Scumpă. Și depinde de dragoste. Dragostea aia verificată în timp, aia nu este o iluzie. Dar atunci când suntem mici, tinerei, copilași și ne îndrăgostim foarte des, dragostele alea da, sunt iluzii, iluzii, practic. Da. Și da. Când ajungem la momentul ăla să găsim dragostea adevărată, nu mai este o iluzie. Păi uite, da. Tocmai de asta, voi ziceați de adolescență. Voi în adolescență v-ați întâlnit? De în copilărie chiar. În copilărie, da. De la ce vârstă sunteți împreună? Sau de câți ani? Să crezi, tocmai spuneam că Anastasia, fiica noastră mai mare, care face 16 ani, are vârsta la care... Noi doi ne-am cunoscut. Wow! Da. Cât de frumos! Bravo vouă și bravo pentru că... Mult, dar nu suntem așa bătrâni, nu ne simțim bătrâni. Adică știi cum, numărul anilor este doar o cifră și atât. Da, important este cum ești aici. Eram adolescenți, iubire, trebuie să le cunoști. Eu aveam 19 ani și Ana avea 16. Eu eram major, ea încă nu. Ai așteptat să crească. Eu mă bucur foarte mult pentru voi și îmi dau seama că munca de familie și de creație e destul de epuizantă. Practic, non-stop împreună. Și da și nu. Adică, practic, da, suntem împreună oarecum, dar avem fiecare responsabilitățile noastre și fiecare avem, chiar și în studio, chiar și acasă, avem sarcine și... Da, le-am împărțit. Le-am împărțit pentru oarecum. Că nu... Cei apropiați știu că noi avem trei copii și nu avem bune, nu avem ajutoare, ne descurcăm singuri cu tot ce înseamnă muzică, muncă și viața personală și atunci trebuie să ne împărțim. Sunt zile în care doar unul ajunge, de exemplu, la birou, sunt zile în care reușim să ne sincronizăm împreună pentru că sunt toți în grădiniță, școală, liceu, dar în general nu pot să zic că chiar și în studio stăm separat. Eu sunt pe compoziție, ele pe producție. Aici e biroul meu și acolo este altă cameră de biroul fiecare, da. Dar asta ne ajută să ne se facă dor, știi? Când avem timpul ăla de liniște seara, ne punem la taclale de parcă nu ne-am văzut nu știu cât. Și asta e important. De fapt am văzut că și la sport mergeți împreună. Da, chestiile astea le facem împreună. Adică ieșitul în familie, ieșitul la sport, distracțiile le facem împreună. Da. Și munca împreună, dar avem fiecare le-am... Nu știu cum să zic, le-am separat, că dacă am face tot eu să fac una și ea să facă aceeași chestie, atunci ne-am zăpăcit și ne-am călăbăcit. Așa că fiecare știm ce avem de făcut. Piesa nouă pe care ați lansat-o, știați din start că va fi duetul vostru? Nu. Vă gândeați piesa... să o lăsați altcuiva, să o transmiteți unui altui interpret? Piesa, da, era posibilitatea facem asta. Facem destul de des treaba asta, dar piesa inițială a fost Da, inițial m-am ajutat la pian și am făcut linia melodică și am văzut pe Ana să le facă versurile. Și le-a făcut foarte rapid și foarte frumos. Pe modelul iubire am nevoie de niște versuri acum. Da. M-au inspirat foarte mult versurile și când am terminat producția am simțit că, nu știu, trebuie o... Era piesa mea deja, solo. Dar am zis că trebuie totuși o gură de aer proaspăt, așa, de o voce suavă și cristalină ca... Da, și toată lumea mereu când scoatem unul din noi piese ne întreabă, dar de ce n-am făcut duet? Și noi încercăm să mai facem și duetă, dar ne plictisim și noi de aceeași chestie, adică dacă mănânci același lucru în fiecare zi. Dar la fiecare dată e bucuria lor cea mare să ne audă în duet, pentru că nu știu cum de-am creat fani comuni de-a lungul timpului. Sunt fanii Ozon care sunt strict fanii lui.
Și după care fanii pe care i-am creat pe parcurs și couple, care da. Sunt couple fans. Mm-hmm. Da. Și trebuie să ne împăcăm pe toți, da. Practic. Și uite, încercăm. Toate că ne face plăcere. Îmi face plăcere să fim cu tine. Bă, nu știu, trebuie să mă plictisesc totuși. Ce au zis criticii de acasă? Ce au zis copiii voștri când au ascultat melodia? Vai, copiii eu cântă din primele secunde. Asta și-am, de asta și-am hotărât să o lansăm acum, pentru că de obicei noi facem piesa și o ținem un pic să vedem, să se... cum să zic, să se coacă ea acolo și după un timp o ascultăm, dar copiii îmi plau prin casă și o cântau în continuu și am zis că dacă o cântă copiii înseamnă că e bună. Drept dovadă, deja este pe radio și prin Rusia și prin Polonia. Da, am văzut că a prins foarte frumos. Noi ar fi trebuit să fim într-un promotor, dar l-am oprit pentru că am avut o mică problemă și a trebuit să o rezolvăm. Acum revenim practic cu promovarea ei. Și totodată ne pregătim de o altă piesă nouă. O altă lansare, da. Tot în duet sau separat? Nu, separat. Acum o să ne ținem de lansări, pentru că având un studio de producție, trebuie să funcționăm și cu tot ce înseamnă exteriorul, nu doar noi in the house. Da, următoarea urmează piesă iarăși, Seana, tot în colaborare cu DJ Laia. Aia o să urmeze, da, piese. Încercăm să scoatem muzică bună, nu neapărat ne ținem de trendul ăsta comercial cu ce se poartă. Întotdeauna am făcut ceea ce am simțit și dacă o piesă ne-a plăcut nouă și copiilor noștri, foarte important, am lansat-o chiar dacă era out of trend și nu era poate momentul potrivit și poate nu era chiar de vară, dar ne ținem de ceea ce crede sufletul nostru că e ok să facă. Bravo vouă, vă așteptăm acasă! Când planificați să veniți într-un turneu acasă? Într-un turneu, nu știu, poate în viitor apropiat, de ce nu? Dar vara asta, dacă nu o să fiți voi în vacanță, neapărat trece pe la voi în format fizic, să zic așa. Da, de dor de casă, n-am mai fost de 2 ani. De 2 ani n-am mai fost și suntem topiți de dor acasă, și de casă și de meleagurile noastre. Da, nu pentru că neapărat nu am vrut, dar pentru că acum când avem școală, grădiniță și liceu, doar organizarea copiilor cu vacanțe e... complicată și plus când e vacanța lor, nu e vacanța știi noastră. Și tu cum e. Deci știm, da, cum e. Eu mă bucur pentru voi, pentru ce reușiți să faceți împreună și în cazul vostru dragostea nu este o iluzie, este o realitate frumoasă pe care o trăiți. Vă dorim multă inspirație în continuare.